Natalia, bună ziua, doamna Natalia! Da? La mulți ani! Mulțumesc, dar cu cine vorbesc? Doamna Natalia, Maria Ciorici vă deranjează și am pentru dumneavoastră o felicitare, o poezie am scris. Puteți vorbi? Pot? Dacă puteți să vă opriți, aveți undeva să vă opriți, să nu vă... sau vă grăbiți? Am o poezie, un mesaj pentru dumneavoastră scris special și acum și o să-l ascultați. Întorc așa telefonul, fiindcă filmez acest moment și vreau să vă ascultați poezia dumneavoastră, personală. Păi din partea cui? Acum și o să vedeți, acum și o să vedeți. Îmi ești și soră și nașă, patru copii la mama fiind, mereu mi-ai fost aproape și m-ai susținut oricând. Tata sărmanul a bolit, iar mama a fost nevoită la două posturi de muncă să muncească singurică, ca să ne hrănească pe toți, dar tu, surioara mea, mama ne-a înlocuit, tot lucrul în casă îl făceai. Ne spălai și ne hrăneai, făceai curat în casă. Mulțumesc mult pentru asta, surioara mea frumoasă. Fiind în clasa 1 și acum îmi amintesc, nu puteam face cifra 2 și tema pentru acasă trebuia să îndeplinesc. Aveam descris o pagină întreagă. Tu, având mult de lucru de făcut, nu mă puteai ajuta, surioară dragă. Și când mama de la lucru a venit, văzând că n-am făcut temele, foarte tare te-a certat. Of, și mama ai și fulit atunci când ai putut ieși cu fetele la jucat. Tare te mai enervai că unde te duceai, mama îți lipsea și pe mine trebuia să mă iai. Mama îți spunea că pe mine trebuia să mă iai. Dar cum să mă iei dacă lecțiile nu le-am făcut? Tare mai sufereai pentru mine atât de mult. Eu aveam un păr lung, mereu trebuia să mi-l piepteni. Să mă împletești un adevărat chin. Cred că orice soră acum te înțelege. La nuntă tot ți-o căzut să-mi faci coafura. Te-ai chinuit cu mine tare mult, surioară scumpă. Când erai deja măritată, deja mie sângele îmi fierbea și vroiam la distracție să am și eu un băiat, dar tu erai favorita lui tata. Din nătălița nu ieșeai. Aveam o ciudă pe tine foarte, dar uneori te mai invidiam că te iubești pe tine mai tare și mă purai tot lui tata. Acum regret și mă doare că am avut așa gânduri, surioară dragă. M-am căsătorit și eu, iar tu mi-ai devenit nașă. Apoi mame, amândouă avem o relație frumoasă. Doar că nevoit ai fost să pleci, ai spus că pleci pe 2 ani și din 2003 tot acolo ești. Nu ai mai revenit acasă, niciodată. Multe greutăți și lacrimi ai vărsat, neavând acte, dormeai prin parcuri, prin biserică, ca mulți alții. Nici nu vreau să-mi imaginez, soră dragă, prin câte ai trecut, dar principalul că acum ești bine. Avem o relație foarte strânsă și nu uita, țin foarte mult la tine. Ne sunăm în toată ziua, vorbim chiar și de 2-3 ori pe zi. Ne pare nespus de rău că distanța ne-a despărțit. Te iubesc nespus de mult, ești jumătatea inimii mele. Mereu am să te ascult când voi avea vreo durere, fiindcă mereu mă susții și îmi dai sfaturi. Dacă este nevoie, mă cerți, tu ești nătășleața mea, dragă. De mic așa te numesc. Îți doresc din tot sufletul. La mulți ani, iubită soră. Fie ca bunul Dumnezeu să te ferească de tot răul, să-ți se ocrotească pașii oriunde ai fi. Scumpa și draga noastră, nu uita, te iubim. Scumpa și draga mea surioară, astăzi în această zi deosebită îți sunt alături trupește, dar sufletul îți aparține. Nu-ți sunt alături trupește, dar sufletul îți aparține, fiindcă fie ca viața să-ți deschidă noi orizonturi și noi vise pentru îndeplinirea tuturor dorințelor. Să ai curajul să obții tot ce-ți dorești, să lupți și să fii fericită. Să fii sănătoasă, iubită și ocrotită. Mă bucur și mă mândresc foarte mult că faci parte din familia noastră. Te iubesc până la Doamne, Doamne și înapoi. Îți urez un sincer la mulți ani să ne trăiești mulți ani fericiți cu drag sora mai mică pentru dumneavoastră. Un mesaj special. Nu m-am prezentat deodată, Maria Ciorici mă numesc și scriu poezii așa despre poveștile de viață ale tuturor. Adică în poveste, sora ta Ana mi-a povestit despre voi un pic și v-am făcut câteva versuri. V-am făcut povestea voastră în rime. Vreau să-ți dau ție cuvântul dacă vrei să-i transmiți ceva, surioare Ana. Eu m-am lăsat fără cuvinte că... În fiecare an de ziua mie plâng ori de gine, ori de rău. O surprindere foarte frumoasă. M-a emoționat destul de mult. Da.
Eu vă înțeleg foarte, v-a fost greu, ați spus că vă duceți pe 2 ani și din 2003 tot acolo sunteți, adică asta e viața. Așa e viața azi, asta-i. În ziua de azi. Așa e, n-ai cum. Iei drumurile, pierzi și multe lucruri. Da, și pierzi posibilitatea de a fi alături de cei dragi, dar eu sper că... Pierzi urmă de vie între a tăi străini și între străini al tău. Nu știu cum. Frumos spus. Frumos și dureros spus. Un adevăr. Așa. Un adevăr mare. E adevăr că când pleci mult ani, ești în afara societatea, nu te mai prinești cum o dată. Ești un străin. Devi un străin. Așa este. De acasă străin și undeva deja al tău. Foarte puternic fraza asta, s-o țin minte mult. Nu, nu, așa e. Vreau să-ți cânt, doamna Natalia, să vă cânt o melodie frumoasă. Sora mai mare pentru dumneavoastră. În sătucul de pe vale ne-am lăsat sora mai mare. În sătucul de pe vale aș vrea să vină sora mai mare. Am lăsat-o cu dor greu, să nu uiți de satul meu. O iubesc și ni-i dor tare, că doar-i sora mai mare. La mulți ani să trăiești! Mă bucur foarte mult că te-am surprins, plăcut sper eu. Să trăiești, să fii fericită, draga mea Natalia, și încă un pic îți cânt și să fii fericită. Nu uit când eram micuță, din părâni fășea cosițe. Nu uit când eram micuță, din părâni fășea cosițe. Lumea-n sat mă întreba, cine te-o gătit așa? Le spuneam făloasă tare, asta-i sora mea mai mare. S-a întrerupt, acum și vedem dacă o pot suna din nou. Cred că a sunat-o cineva. Așa. S-a întrerupt, cred că va suna cineva, așa? Da. Da, eu repede vă mai cânt strofa cea mai importantă și o să vă las să vorbiți cu cine vă sună. Nu uit când eram micuță, din părâni fășea cosițe. Așa era și la voi. Nu uit când eram micuță, din părâni fășea cosițe. Lumea-n sat mă întreba, cine te-o gătit așa? Le spuneam făloasă tare, asta-i sora mea mai mare. Trrr, și așa, la mulți ani, Nătălița. Cred că ți-e dor de muzica noastră moldovenească, așa? De mult n-ai auzit. Cu drag, încă un pic îți cânt. Fie viața cât de grea, eu mă duc mereu la ea, măi. Fie viața cât de grea, măi, eu mă duc mereu la ea, măi. Și oriunde eu oi fi, îmi dă curaj inimii. Ea-i dor și alinare, că doar-i sora mai mare. Bine, Nătălița, te las. Scuză-mă că te-am deranjat. Nu, mi-a făcut multă plăcere. Mulțumesc, o zi bună. O zi bună și doresc să vă revedeți cât de curând, să vă revedeți cu sora. Asta vă doresc din tot sufletul. Da, Doamne, cu pandemia asta, nu știu când să ne vedem. Da. Că îi pune pe toată în genunchi pandemia asta. Da, asta este problematică. Acum, bine, eu te las și vă mulțumesc mult că m-ați ascultat. O zi bună. Bun, o zi bună. La revedere. Iată așa, cât s-au spus că să duc pe 2 ani și e ca psica, dacă auzi gălăjie, asta e Lia, e fașa aici a virajului. Cât s-au spus că să duc pe 2 ani și dar stau 10 de ani, da, acolo psihotare, foarte dureros despărțirea și mă am senzația asta că
Dar m-a atins foarte tare fraza asta și e adevărat. Străin la tine acasă și a cuiva acolo prin străini, foarte, foarte puternic. E că asta, prin asta trec foarte mult și, din păcate, e durere mare. Încercăm să înțelegem. La mulți ani încă o dată și bravo că vă stimați și vă iubiți între surioare, să vă protejeze Dumnezeu de tot răul. La mulți ani!